Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Mai spun o dată. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. E mai bine. Vreau să aduc cuvinte de mulțumire. Mi-a fost greu mereu să vorbesc în fața oamenilor. Dar în postura asta mi-e și mai greu. Numai Dumnezeu știe. Și poate puțin dintre voi. Am avut multe întrebări. Poate cum aveți și dumneavoastră. Și n-am știut să răspund la multe dintre ele. Eu am primit răspunsuri la multe întrebări în seara asta. Aș vrea să vă mulțumesc întâi tuturor. Să mulțumesc familiei mele. Dumnezeu ne-a dat putere. Nu știu multe, dar încerc să mă limitez. Vă rog să-mi iertați emoțiile. Vă mulțumesc tuturor, toți care sunteți aici. Dumnezeu e aici. Amen. Și Dumnezeu e aici pentru că l-am văzut în fiecare dintre voi. În fiecare dintre voi am simțit dragostea lui Dumnezeu prin fiecare dintre voi. Prin toți oamenii dragi de lângă mine. Prin fiecare în parte. Nu vreau să numesc pe nimeni. Prin fiecare în parte. Prin familia mea, prin colegii mei, prin frații mei. Prin toți, prin fiecare în parte. N-am cuvinte să vă mulțumesc. Dumnezeu lucrează prin fiecare în parte. Slavă Domnului! El a îngăduit asta cu un scop. N-am întrebat de ce. Am avut multe întrebări. Dar am primit multe întrebări. Multe răspunsuri la întrebare. Poate că m-ați văzut că am stat mult pe telefon. Vă rog să mă iertați. Și de ieri și până astăzi am primit tot felul de gânduri de la Dumnezeu. Știu că-s de la Dumnezeu. Dacă nu le spun, eu nu o să mai am ocazia asta niciodată. Dumnezeu mi-a oferit ocazia asta și trebuie să spun, clocotesc cuvintele în mine. Poate că o să greșesc, vă rog să mă iertați, dar trebuie să o spun, clocotesc cuvintele în mine, cum altă dată clocoteau într-un om al lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, cum clocoteau în prorocii lui Dumnezeu. M-am întrebat, cum pot să slujesc pe Dumnezeu de foarte mult timp? Am încercat în diferite moduri, dar eu n-am primit răspuns la întrebarea asta. Am venit odată la rugăciune la fratele Moț și după ce s-a rugat pentru mine, pentru problemele familiei pe care le avem, pentru că nu suntem o familie perfectă. Nu sunt un tată perfect. Nu sunt un soț perfect. Nici măcar bun. Să ne rugăm pentru problemele pe care le avem în familie. Și fratele Moț s-a rugat, ne-a făcut ungerea. Și mi-a spus să vin în față la rugăciune să dau un îndemn. Mi s-au tăiat picioarele. Am dat un îndemn, cum am știut, dar m-am bălbuit tot. Fratele Crișan mi-a spus odată că cum am slujit cu Asociația Polițiștilor Creștini la Biserica la Smirna, că lui a descoperit Dumnezeu că eu pot predica. Mi-am spus, mi-ar fi descoperit și mie. Nu pot predica, că mă bălbui. Fratele Beni m-a luat odată să cânt cu el în închinare. Cânt cu drag, cânt cu toată inima, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Dar nu n-a fost asta lucrarea mea. Dumnezeu m-a pregătit în alt fel. M-am întrebat ce dar am. Și Dumnezeu mi-a răspuns zilele acestea, în clipele acestea, ce dar am. E darul credinței. E darul credinței. Nu știu ce însemnătate are, dar pentru că voi toți sunteți aici, este pentru că m-am rugat pentru fiecare dintre voi. Toți avem câte un lucru personal, mașina mea, casa mea, Simona, soția mea, băiatul meu, Sara mea, toți avem câte ceva al nostru. De când am început să spun Dumnezeul meu, al meu, nu ăla care doar am citit despre el, când l-am primit și am spus, Doamne, de azi ești Dumnezeul meu, e ceva personal. Toți avem ceva personal. De atunci viața mea s-a schimbat. Și n-a lucrat cum am vrut eu, ci cum a vrut el. Dacă Sara e acum aici,
și mi-a mai descoperit Dumnezeu ceva. Ați venit la un priveghi, ați venit la o mormântare. Mie mi-a arătat Dumnezeu aseară târziu că sare la o nuntă în cer. Sare la nuntă cu Iisus, cu mirele nostru. Doar trupul pe care Dumnezeu i l-a dat aici, ea e acolo cu mirele nostru. Mărire lui în veci. Noi o vom vedea într-o zi. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Dumnezeu ne dă putere să trecem prin asta. Iertați-mă pentru pauză. Mi-am notat câteva cuvinte pentru că trebuie să vă spun tot ce mi-a spus Dumnezeu. Nu o să mai am ocazia asta, mă repet și vă rog să mă iertați. Am întrebat de ce este suferință? Am văzut mult de suferință la Sara. Atâta de veselă ne-a dăruit Dumnezeu bucurii prin ea. Nu vă pot descrie ce bucurie. S-a născut la bătrânețe, cum spunem noi. A fost mezina familiei, deși nu-i plăcea să-i spunem așa. Când Dragoș îi spunea mezina, se supăra. Dragul Bogdan era întâi un născut, Sara era mezina, lui Dragoș nu știam cum să-i spunem. Și se tachinau cu asta. Atâtea bucurii ne-a dăruit Dumnezeu prin ea. Era atât de veselă, îi plăceau atât de mult animalele. Printr-un virus contactat de la câinii și pisicile, poate, așa spun medicii. Dar le iubea atât de mult. Iubea orice. Era atât de veselă. Dumnezeu ne-a dăruit bucurii. Și am învățat să-i mulțumim Dumnezeu pentru perioada pe care ne-a dat-o. Ne-a dat-o pentru o vreme. El știe mai bine. S-a dus la Tatăl pentru că Dumnezeu e un tată mai bun ca mine. Eu am greșit de multe ori. Dumnezeu nu greșește niciodată. Să nu spuneți niciodată că Dumnezeu greșește, indiferent ce face. E ușor să spui de pe buze că Dumnezeu nu greșește. Dar acum, când treci prin așa ceva, vă spun că Dumnezeu nu greșește niciodată. Are un scop. Dumnezeu are un scop. Nu știu cum să vă spun, să vă mulțumesc tuturor. Scrie în Biblie că ochiul nu poate să spună urechii că n-am nevoie de tine. Mâna nu poate să spună piciorului că n-are nevoie de el. Dumnezeu mi-a arătat această unitate a trupului. Ochiul are nevoie de mână, inima are nevoie de creier, creierul are nevoie de plămâni să respire, știți mai bine. Comandantul de echipaj are nevoie de șofer. Șoferul are nevoie de servanți. Generalul are nevoie de o armată, nu poate să cucerească singur un război. Soldatul are nevoie de un comandant care să-l întărească. Toți avem nevoie unii de alții. Dumnezeu mi-a răspuns și la asta. Toți avem nevoie unii de alții. În momente de bucurie, în momente de suferință. La toți ne plac bucuriile, nu? Cât țin bucuriile? A spus fratele Dani. Puțin. Ce amprentă îți lasă bucuria, petrecerea la care ai fost? Scurtă. Așa e că e scurtă bucuria. Ce amprentă îți lasă suferința? Pe viață. Mi-a răspuns Dumnezeu la întrebarea pe care am avut-o mereu și o mulți, mulți dintre voi o aveți. De ce există suferință? E o întrebare majoră. Pentru că în suferință inima omului se face mai bună. În suferință, caracterul omului e schimbat. Îngăduie Dumnezeu suferința, nu pentru că îi place să ne chinuie. Așa ne schimbăm. Dumnezeu lucrează din interior spre exterior. Sunt multe nedreptăți pe lumea asta. Lui s-a întâmplat o nedreptate. Nu stau să vă povestesc acum istoria ei. Simona a suferit cel mai mult. O săptămână de duminică trecută, zi și noapte a stat lângă ea. Am fost neputincioși. Am murit sub ochii mei și n-am putut să fac nimic ca să salva viața atâtor oameni. Nu cu mâinile mele, împreună cu colegii mei. Asta e meseria noastră. Ne aruncăm înainte fără să ne pese de viața noastră. Și apoi simți frică, simți frustrare, simți neputință. Dar n-am putut să-mi salvez copilul. Cine sunt eu ca să pot? Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru toate. El știe. O să vă spun și care e scopul. Sara
A fost iubită de toți. A fost iubită de toți. Ne-am bucurat. Anul ăsta am avut multe bucurii. S-a căsătorit Bogdan. Dragoș a intrat la liceu. S-ar avea multe visuri. Numai bucurii. Ați simțit vreodată și durere, și suferință, și bucurie în același timp? Dumnezeu a simțit. Dumnezeu a simțit durere pentru Fiul Său când s-a dat la cruce pentru noi și bucurie pentru noi, oamenii salvați. Sunt un om slab. Nu știu de ce a ales Dumnezeu să lucreze prin mine ca o unealtă. Noi folosim unelte. Noi fără unelte nu ne putem face treaba. Avem multe unelte și slavă Domnului și moderne. Multe și moderne prin grijă unor oameni inimoși. Nu știu de ce m-a folosit Dumnezeu pe mine, că sunt slab. Sunt ca Gedeon, sunt cel mai slab din neamul meu. Ca să-și arate El slava și puterea. Sunt cel mai slab. Iertați-mă. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea cum mi-a pus Dumnezeu să-ți dai copilul, să-ți aduci copilul ca jertfă. Cine ar renunța dintre noi la copilul nostru? Nimeni. Sau la care din copiii ei fi în stare să renunți? Cine poate renunța la copiii lui? Dumnezeu știe mai bine cum să lucreze. Așa e împrejurarea asta. Ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Sara e ca bobul de grâu. Dacă un bob de grâu îl pui în pământ, ca să răsară din el o tulpină cu câteva spice, bobul de grâu trebuie să moară. Poate că a trebuit să moară Sara ca să aducă nu un rod, mai multe. Pentru că pe un spic de grâu sunt mai multe boabe de grâu. Dumnezeu știe mai bine. Dumnezeu știe mai bine decât oricine. Viața aceasta e sub controlul lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc tuturor încă o dată. Vă rog să mă iertați pentru emoții. Aș dori să ne ridicăm în picioare. Cuvintele mele sunt de Hristos. Dumnezeu știe ce e în sufletul fiecăruia dintre noi. El a suferința. El a povara. Dar tot El dă și putere. Amin. Să ne rugăm. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Dar.